Iisus, care pentru bucuria care i-a fost pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luare aminte, la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește Tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții voștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui, Duhurilor și să trăim? Că cei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Amin. Amin. Haideți să plecăm capul, să cerem prezența Domnului peste noi în continuare și cuvântul să fie vestit cu claritate și cu putere, ca toți să mergem de aici bucuroși că am primit ceva de la Domnul prin Duhul Său. Fratele Puiu Tripșa ne conduce în această rugăciune. Rugăm atât de mult, așa cum îndeamn și cuvântul, învață-ne să ne îndeamn în alergarea noastră pe acest pământ, în privirea țintită către căpetenia noastră. Rugăm atât de mult, de fiecare dată și încălzim revistită, pentru timp încercați, Doamne, să ne aduce aminte, să jertfa minunată care s-a gătit pentru noi la Domnul ăla, pentru ca să primim zicare, Doamne, să putem, să putem ieși în destinul în care suntem. Rog atât de mult, Domnul nostru, să îngăduim ca și cei care nu te cunosc în viața noastră, să te cunoască, Doamne. Rugăm totodată pentru copiii noștri, care încă stau departe de tine, să-i aduci la crucea, dar la frontul lui Doamne, ca să fie cuvânta și harului tău, Doamne. Mulțumim atât de mult pentru că tu, Doamne, ne-ai ales înainte ca noi să te cunoaștem. Mulțumim atât de mult pentru că din ochii credinței, vedem de sus și Duhul acesta, vedem purtarea ta de grijă asupra noastră, asupra familiei noastre, asupra bisericii ta, în fiecare zi. Ne credem în tine, Doamne, și știm că nu știu, ne credem în tine, nu ne dai rușine. De aceea, Doamne, mărește-ne în credința, călăuzește-ne în fiecare zi prin cercetarea Duhului Tău cel Sfânt. Doamne, prin cuvântul Tău și Dumnezeu, țara la Amin. Ocupați locurile. Aș vrea să continui mesajul și să aduc în fața dumneavoastră o temă care ne interesează pe toți. Am spus mai înainte că Duhul Sfânt este cel care convinge de păcat, care naște din nou, care se roagă pentru noi și care ne duce mai departe în relația aceasta cu Domnul, cât mai aproape. La urma urmei, cuvântul ne spune că finalul călătoriei noastre este cerul. Și face cuvântul o claritate în privința aceasta. În cer, nimic întinat și spurcat nu poate să ajungă. Și atunci, cum se face, cum ajungem acolo, care este metoda? Pentru că prin forța ta sau a mea, noi nu putem să facem nimic. De aceea este atât de important ca fiecare dintre noi, fiecare om, să-și predea viața Domnului Iisus Hristos. Nu există altă direcție, altă care. Dacă ar fi ceva palpabil, ceva spus și arătat de oameni care poți să-l verifici, ai spune, mai este o cale. Dar Biblia noastră, cuvântul acesta, ne învață că este o singură cale și calea aceea este cine? Iisus Hristos. Fără El, fără jertfa Lui, nu suntem nimic. Pavel însă vine și prezintă drumul nostru spre veșnicie ca și o alergare. Ca și o cursă. Mulți dintre dumneavoastră ați participat la o cursă sau ați fost într-un sport implicați.
Dacă vă uitați în versetul 1 și dacă întoarceți și în Filipeni, Pavel vorbește despre alergare. Să alergi spre ceva. Haideți să privim însă noi cuvântul acesta a alerga. Din punct de vedere spiritual, oare este o realitate? Sau este doar așa că ne târâm și mergem șchiopătând, din punct de vedere spiritual și trași de obiceiuri, de faptul că suntem în biserică, ne-am născut în biserică, mergem așa. Pavel prezintă viața de credință ca și o alergare. Ai pornit și înainte însă ca să alergi cursa finală, concursul final, există o pregătire. Și este o pregătire temeinică. Atleții, de obicei, care aleargă, aleargă și fac, mă rog, dacă sunt la 200 de metri sau la 500 de metri sau care ar fi, fac cursa aceea de foarte multe ori, pentru că vor să ajungă la un anumit număr de minute în care fac cursa respectivă sau secunde. Există o pregătire temeinică, detailiată. Deci fiecare detaliu contează. De la cât doarme, la ce mănâncă, cât mănâncă, fiecare lucru este măsurat. Performanțele sunt văzute probabil de cineva care se uită și spune cam atâta trebuie să mănânci, atâta trebuie să alergi. Ăsta este numărul de ore care trebuie să le investești în fiecare zi, să te pregătești pentru o cursă. Vedeți, spiritual noi luăm lucrurile foarte simplu. Există impresia asta că odată ajuns sub umbrela mântuirii, lucrurile le lăsăm mai ușor din punct de vedere spiritual. Vorbeam cu unul dintre băieți și l-am întrebat de câte ori citești Scriptura pe zi sau pe săptămână. Nu e de la noi din biserică. Și mi-a spus câteodată. Cât de adevărat este lucrul acesta la majoritatea dintre noi? Și l-am întrebat ce-ar fi dacă ai mânca și ai bea apă la fel de mult cât citești Scriptura și te rogi? Știți care a fost răspunsul? Aș muri. Atunci, hrănește-te spiritual atât de mult cât să ai o viață echilibrată. Dacă te vei duce la doctor, îți va spune să ai o viață echilibrată. Din punct de vedere spiritual, maratonul acesta nu-l poți pregăti altfel decât cu o viață spirituală foarte bine organizată. Și Pavel vine și spune, voi sunteți angrenați într-o cursă. Pregătiți-vă și alergați. Spune el, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus în Filipeni. Aici vine și spune, noi fiindcă suntem înconjurați de un or așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință. Să dăm piedicele la o parte. Și este primul lucru la care vreau să ne uităm în dimineața aceasta. Care sunt piedicile în calea mea spirituală de a ajunge la țintă? De a ajunge la performanțele dorite de Dumnezeu? Cu siguranță că dacă mă iau de mine, știu că nu o să pot realiza lucrul acesta. De aceea, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este Cel care dă și voința și înfăptuirea. De aceea, rolul Duhului Sfânt este esențial în viața de credință. Să-L lași să lucreze. Ce frumos ar fi, nu? Să lași pe cineva să lucreze pentru tine. Dar știți ce greu e? Pentru că aici este ceea ce numesc oamenii îngenunchierea eului meu. În care eu nu mai contează El. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Lucrurile acestea sunt esențiale, sunt grele, greu de înțeles câteodată. Ai pornit la drum
fii responsabil de chemarea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu. Ai fost chemat și ești chemat să moștenești împărăția lui Dumnezeu. Fii responsabil de lucrul acesta. Lumea aceasta ne va lua, dacă vreți, tot ce avem mai drag. Și tot ce avem mai drag până acum este timpul. Și ți-a totul. Fii atent. Dă-i ce ai mai bun lui Iisus. Am dat oare ce am mai bun lui Iisus? Când El viața Lui și-a dat. Alergăm cu stăruință. Piedici. Le putem numi și sunt foarte multe piedici. Și vei spune, cea mai mare piedică este că nu am timp. Apoi, cea mai mare piedică este că sunt un om rău, păcătos. O altă piedică care ți-o pui, eu nu sunt ca ceilalți. Nu mă pot compara cu Apostolul Pavel. Probabil că nu te poți compara cu Pavel niciodată, că n-ai fost un criminal. El avea mintea pusă să omoare creștinii. Așa l-a întâlnit pe Domnul. N-ai să te compari cu Pavel. A fost unul care i-a batjocorit pe creștini înainte. Nu te poți pune la același nivel cu el. Poate nu te poți pune la același nivel cu Petru. Petru a fost unul care s-a lepădat de Hristos. Nu să te poți pune la nivel cu niciunul. Dragii mei, asta este mirarea. Și dacă vă uitați și citiți Evangheliile, Domnul Iisus Hristos a ales oameni simpli. Întoarceți în Vechiul Testament și uitați-vă la Avraam. Dumnezeu a ales oameni simpli. A ales-o pe Sara. A ales-o pe Rahav. A ales oameni de felul acesta. Și de ce? Tocmai ca să ne dea o lecție. Să nu te consideri niciodată nici prea mare, dar nici prea mic. Nici prea însemnat, dar nici prea neînsemnat. Să fii un om liber, un om normal în împărăția lui Dumnezeu. Să alergi, să pornești. Dumnezeu nu te va lua la socoteală cât ai realizat, ci care a fost progresul, de unde ai plecat și unde ai ajuns. Și toate lucrurile, tot secretul este să lași Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze în tine și în mine în fiecare zi. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel încât să căpătați premiul. Pavel vine și aduce și spune, cununa cerească, ăsta este premiul, cununa cerească. Spunea un frate mai în vârstă, abia aștept să-mi primesc cununa cerească. Abia aștept să mă duc acolo. Pavel o să spună puțin mai târziu, sunt gata să plec, sunt gata să fiu luat. Îi spune lui Timotei lucrul acesta. Și de ce? Pentru că știa că va câștiga premiul chemării cerești. Știți care e diferența însă între concursurile noastre ale oamenilor? Unul câștigă aici. Dar noi putem câștiga împreună premiul chemării cerești al Dumnezeu. Fiecare poate să devină campion. Fiecare poate să audă vocea aceea în împărăția lui Dumnezeu. Veniți, binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Și nu spune, vino binecuvântatul Tatălui. Veniți, mai mulți. Sunt mulți care vor ajunge acolo. Cine sunt cei care vin în urmă? Sunt cei îmbrăcați în haine albe. Ei și-au spălat hainele în sângele mielului. Mulțime, oameni care vor merge acolo în bucuria stăpânului. Uitați ce răspunde Petru, ce declară Petru în privința aceasta. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji. Păstrată în ceruri pentru voi, nădejdea aceasta nu este nădejde care înșală. Nu poți să fii amăgit de ea. Cred că toți vă uitați la ce se întâmplă în Europa. Un alt atac terorist aseară, în Londra. Oameni care sunt gata să moară pentru credința lor și oamenii aceștia o fac deliberat. Și cred că, și mă gândesc acum, ce dezamăgire poți să ai când te duci să mor pentru Dumnezeul tău și ajungi dincolo și nu e nimic adevărat. Spunea cineva foarte frumos. Știți care e diferența între Dumnezeul nostru și Dumnezeul lor? Dumnezeul nostru și-a dat Fiul să moară pentru noi. Ei își dau fiilor să moară pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie să ne dăm noi fiii să moară. Și-a dat Fiul să moară pentru noi. Și lucrul acesta ar trebui să ne motiveze.
Motivează însă Pavel și spune în 1 Corinteni 2:9, lucrul pe care ochiul nu le-a văzut, ureche nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Așa arată cununa. Cum arată cununa? Spune el, este de nedescris. Premiul acesta este atât de mare și de complex încât nici nu vreau să-l descriu, nu pot să-l descriu. Cununa neveștejită. Când spune cununa neveștejită, spune ceva care rămâne pentru totdeauna. Ne imaginăm toți cununi în cap. Ne imaginăm toți, însă, în prezența Domnului Iisus Hristos, unde nu mai este durere, nu mai este moarte, ce binecuvântare! Știi ce trebuie să faci? Să alergi spre țintă, să-L primești pe Domnul și să alergi spre țintă. Să spui, fac din tine bucuria mea și veselia mea, Dumnezeule. Fac din tine scopul trăirii mele pe pământul acesta și mă închin înaintea ta. În Apocalipsa 3:10 spune, fii credincios până când? Până la moarte. Și îți voi da cununa vieții, cununa aceea a neprihănirii. Și spuneam de Pavel ce spune în Timotei, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, spune el, mai mult le va da tuturor celor care îl vor fi iubit pe Domnul. Vedeți, lucrul acesta însă este atât de greu și parcă din punct de vedere uman nu poți să-l realizezi. N-ai cum să-l faci. Poți să faci un singur lucru. Să spui Domnului Iisus Hristos, îmi predau viața ție și trăiesc pentru tine și pentru împărăția ta și pe apoi pornesc și alerg spre țintă. Însă, Pavel vine și spune și clarifică câteva lucruri și aș vrea să mă opresc la ele. Cursul aceasta, competiția aceasta, trebuie să alegi pe cea corectă. Degeaba te duci și alergi în altă parte când n-ai rezolvat nimic. Știți care este? Unde este concursul acesta? Este pe calea cea îngustă. Cuvântul ne spune pe cale îngustă, e luptă. Trebuie să lupți, să mergi înainte. Ai pornit cu credință. Nu te uite înapoi. Să alergi cursa potrivită, cea care trebuie, chemarea lui Hristos, care este făcută fiecăruia dintre noi. Nimeni dintre noi să nu se pomenească altfel și pe altă parte. Uitați-vă ce spune Domnul Iisus în Matei 15:8. Norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând cu învățături niște porunci omenești. Nu-i suficient. Dumnezeu cere și ne cere fiecare dintre noi să-i dăm inima. Predă inima. Dă-o lui. Ce frumos este să-ți dai inima unui astfel de Dumnezeu care știe că te duce acolo unde trebuie. Apoi, ajung acolo la premiul chemării cerești cei care respectă regulile. Ați văzut la multe campionate, nu? Unii au ajuns la capăt și au fost descalificați. N-au respectat regulile, au călcat linia. Sau spuneți dumneavoastră, lucruri de felul acesta. Pe unii i-au prins dopați, nu? Oameni care și-au luat ajutoare ca să ajungă acolo. Din punct de vedere spiritual, poți să faci tot felul de lucruri, să pară bine înaintea oamenilor. Însă nimic spurcat și întinat nu va ajunge acolo. De aceea este nevoie, și mă repet, ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să controleze viața noastră. Și cina este un timp în care fiecare dintre noi suntem chemați să ne cercetăm înaintea Lui, să respecți regulile. În Galateni, capitolul 4, versetul 9, acum după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la cele învățători începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să ne ascultați de adevăr? Sau cu alte cuvinte, de ce este nevoie de a ajuta în privința aceasta? Să fii sigur că mergi așa cum trebuie, respectând regulile pe care Dumnezeu le-a făcut. Știți cine mai câștigă premiul? Cei care ajung la final. Mulți pleacă pe cale și ajung la mijloc și spune, e prea greu. Sunt prea grele regulile puse de Domnul. Știți ce e ciudat? Că atunci când mergi cu Domnul, este cel mai ușor. Și de ce ni se pare că e cel mai greu, e prea greu? Pentru că luăm lucrurile pe cont propriu câteodată. Ai cel mai bun antrenor din lumea aceasta, care îți dă cele mai bune indicii. Lasă Duhul Sfânt să lucreze.
Lasă-l să-și facă desăvârșită lucrarea și să ajungi la final. Și din nou mă repet versetul acesta frumos, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cu una neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. M-am luptat lupta cea bună a credinței, de acum mă așteaptă cu una. Și Pavel vine și spune tot în Evrei, dacă mergeți mai departe, 10 cu 39, eu nu sunt dintre aceia care dau înapoi, care să se piardă, ca să se piardă, ci dintre aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Suntem chemați să ducem și să luptăm în privința aceasta. Dragii mei, cuvântul este foarte simplu și este foarte clar în dimineața aceasta pentru dumneavoastră. Pornește cu Domnul dacă n-ai pornit pe cale. Și dacă ai pornit pe cale, lasă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să te schimbe, să te modeleze. Până vom ajunge, cuvântul ne spune, la desăvârșire, acolo, împreună cu Hristos, în veșnicie. Și fie ca bucuria noastră să fie deplină în Domnul Iisus Hristos. Amin. Haideți să continuăm să ne pregătim inimile.